La prima extragere organizată pentru loteria bonurilor fiscale de către Ministerul Finanțelor și ANAF, în a doua zi de Paște, valoarea bonurilor câștigătoare de 6 lei a fost stabilită printr-o extragere în 3 etape. O bilă pentru luna emiterii bonului, cifra 2, reprezentând luna februarie. O bilă pentru ziua emiterii bonului, 7, urmate de ultima etapă cu 3 bile reprezentând valoarea bonului, cifrele 0, 0 și 6. Toate persoanele care au păstrat bonurile fiscale trebuie să verifice data și valoarea câștigătoare, iar dacă acestea corespund cu cele extrase, să-și revendice premiul la ANAF. Nemțenii însă sunt încă rezervați în ceea ce privește această loterie. Ați auzit despre loteria bonurilor fiscale? Am auzit. Strângeți bonurile fiscale? Cumpărătorii le faci mai mult nevastă. Și le strângem, dar nu neapărat pentru concurs. Că dacă ți le dă și dacă e bine să ți le dea, că să obișnuiască lumea cu lucrul ăsta și atunci probabil o să fie mult mai bine. De ce nu le strângeți? Poate este posibilitatea să câștigați. E adevărat, dar mai las pe alții să câștigi. Da, am auzit la televizor. Ați strâns și dumneavoastră bonuri? N-am strâns. N-am strâns că nu sunt în cea mai bună formă. Las pe la anul. Da, am auzit. Strângeți bonuri fiscale? Nu strâng. De ce? Pur și simplu nu m-a interesat în mod deosebit. Adică am auzit așa, prea puțin, informația a fost prea puțină. A avut loc deja prima extragere. Da, știu că a avut loc prima extragere, dar nu, e prea puțin de interes pentru mine. Fondul total de premii este de 1 milion de lei, care se va împărți în mod egal la numărul total de bonuri câștigătoare și validate de ANAF. Loteria va fi organizată lunar, în prima duminică, după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. De asemenea, va putea fi organizată și ocazional de sărbători.